că ți-a făcut cineva magic, s-a băgat, ți-a tuns din păr, te trezești, pe bune, e magic, e pe bune, te trezești cu părul aia așa și te trezești cu niște smocuri luate în spate, dintr-o parte, întâi așa, dintr-o parte, după aia din două părți, după aia peste câteva luni simți, da? Te întâlnești cu cine crezi tu că face asta și, da? E magic, e... Divin, ok. Nu stai la gânduri, la povești, la... Da? Trimiți bumerangul. Ce înseamnă bumerang când ți s-a tuns și ți s-a luat pentru nu știu ce vrăji? Nu trebuie să faci și tu ce fac alții. Atât. Îți imaginezi? Dacă știi cine, îți imaginezi omul. Cum treci pe lângă cu mașina de tuns. Două se trezește a doua zi femeia sau bărbatul care a făcut așa ceva și trebuie să umble în căciulă sau în batic. Îi face acolo un drum de... Nu farfica, bate mașina de tuns. Mașina de tuns iarbă. Da? Atât. Omul intră în călduri, se sperie, ce îi se face, ce îi se drege. Nu trebuie să-i faci. Psihic s-a dus. Da? E foarte simplu, e ușor, e nociv, nenociv, da? Acolo ești. Ok. Acum știi. Da, da, da. Mai are forță. Nu, e bine. Ok. Bun. Este forța. Vine banii, după aceea vine călărețul cu scrisoarea, vine bumerangul și magia jos, da, simplu, da, ai dat magicul jos, ți-ai imaginat, dacă nu așa, se duce unde trebuie să se ducă și se întâmplă ce trebuie să se întâmple, da? Iese dintr-o situație care a fost și nu înțelegea ce da? Se mai scrie, mai vrea? Da, e în mască. Cine a făcut? Viteză, bumerangul. Bine, cavalerul cu scrisoarea. Chiar zic? Bun. Visul cuiva a fost. Fac așa, de la distanță, stai seama. Să ia ADN-ul să, pentru magii. Vede omul în poză, haști, ia ADN-ul, tunde părul la distanță. În fotografie ai cu părul așa și la un moment dat o smoc tot. Nu mai e voie, gata. Acum o să tot încerci și nu. Nu se meargă. Așa. Mai scrie? Mai vrea să mai scrie. Da, mai vrea să mai scrie. Uite, nu m-am zis și... Nu cred că mai vrea să mai scrie. Am zis și... Zis și făcut, ha? Despre așa ceva. Justice. Arata norocului. Justice. Soarele. Okay.